Potrivit directorului Direcției de Sănătate Publică Alba Horea Timiș, meniurile care au fost servite la grădinița cu program prelungit numărul 3 din Sebeș nu au fost avizate de niciun cadru medical, iar personalul de la bucătărie a avut controlul medical incomplet. A fost găsită carne de porc expirată de mai bine de o săptămână, dar și germen de salmonela în alimentele pregătite și manipulate de personalul grădiniței. Prin urmare, școala gimnazială din Sebeș, de care aparține grădinița numărul 3, a fost amendată contravențional de către DSP Alba cu 3 1.000 de lei, iar Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei Sebeș cu 5.000 de lei și Protecția Consumatorului a sancționat grădinița cu amendă de 8.000 de lei. Focarul de toxinfecție alimentară a pornit de la un cumul de factori, atât administrativ cât și din punct de vedere al manipulării alimentelor, care este principalul factor care a dus la toxinfecție alimentară, la fenomenele de toxinfecție alimentară care au generat probleme de la Sebeș. Direcția de Sănătate Publică a suspendat activitatea la grădinița numărul 3 până la intrarea în normalitate cu privire la normele igienico-sanitare și a condițiilor de personal și a celor alte neconformități care au fost constatate. A fost sancționată școala gimnazială numărul 2 Sebeș, în subordinea care se află grădinița numărul 3, cu sancțiune în valoare de 3.000 de lei. A fost sancționat Serviciul Public de Asistență Socială din subordinea primăriei Sebeș cu amendă contravențională în valoare de 5.000 de lei, fiindcă nu s-a asigurat asistență medicală profilactică și curativă prin personal medical angajat permanent la cabinetul medical existent în structură conform ordinului MS 653/2001. Pe de altă parte, și Direcția Sanitar-Veterinară Alba a aplicat unității de învățământ în cauză o amendă în valoare de 3.000 de lei pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare privind igiena și manipularea produselor alimentare. În urma sesizării primite din partea Direcției de Sănătate Publică, au inițiat la rândul lor o anchetă epidemiologică privind în vederea stabilirii cauzelor care au stat la baza izbucnirii acestui episod de toxinfecție alimentare. Fapt pentru care, reuniți într-o comisie mixtă, s-au deplasat la sediul unității, de unde au fost prelevate probe din produsele alimentare suspicionate în apariția acestui episod de toxinfecție alimentară. Probele și respectiv analizele de laborator au fost efectuate în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Alba, în urma cărora au fost izolați la o parte din probele care au fost prelevate germeni cu caractere specifice salmonela. Pentru serotipizarea și testarea antibiorezistenței tulpinilor, acestea au fost expediate la Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară, aflat în cadrul Laboratorului Național de Referință pentru Salmonela din Alimente. În urma acestor rezultate, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Alba a dispus următoarele măsuri: suspendarea temporară a activității în cantina unității până la remedierea deficiențelor constatate privind fluxul tehnologic și aprovizionarea cu produse alimentare, confiscarea tuturor produselor alimentare care au fost manipulate de personalul din cadrul unității, începând de la recepție și până la depozitarea acestora, precum și dirijarea acestora către o unitate de tip Protan, precum și aplicarea unei sancțiuni contravenționale în valoare de 3.000 de lei, conform hotărârii de guvern 984/2005, articolul 4, litera 1, punctul 1, pentru nerespectarea normelor sanitar-veterinare privind igiena și manipularea produselor alimentare. Așadar, pe lângă sancțiunile primite în valoare totală de 19.000 de lei, grădinița cu program prelungit numărul 3 din Sebeș va avea suspendată temporar activitatea până la intrarea în legalitate din punct de vedere igienico-sanitar. Vă reamintim că în urma toxinfecției alimentare de la grădinița cu program prelungit numărul 3 din Sebeș au fost 32 de cazuri, 4 adulți și 28 de copii, toți fiind externați.